9 ore de la deschiderea urnelor de votare nu au fost constatate fapte care să întrerupă procesul electoral. Colegii mei, cu toate acestea, au aplicat sancțiuni contravenționale. O persoană a fost amendată cu 1.500 de lei pentru că a adresat injurii și expresii jignitoare membrilor secției de votare în municipiul Deva. De asemenea, administratorul unei societăți comerciale din municipiul Brat a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 4.500 de lei pentru că a comercializat băuturi alcoolice pe raza a mai puțin de 500 de metri de la secția de votare.